Vă salut, dragii mei, și în această seară și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Iată-ne din nou împreună și în această seară, dorind ca să aflăm acele elemente din viața noastră care ne aduc atât împlinire cât și frustrare sau întristare în anumite momente ale ei. Așa că în seara aceasta o să vorbim despre viață între împlinire și nonsens. Și cine poate să ne spună cel mai bine despre viață, despre împlinire și nonsensul vieții decât marele împărat Solomon, unul dintre cei mai mari înțelepți care a trăit în istorie. Așa că o să facem această pendulare între împlinire și nonsens al vieții și să vedem cum putem să trăim această viață frumos, să luăm ceea ce este mai bun din ea și să evităm acele momente de cădere foarte abruptă, din care să ne ridicăm foarte greu. Oricum, viața își are și bunele și relele ei, dar cel puțin să avem acea orientare care să ne ajute să nu stăm foarte mult în zonele de jos ale vieții. În cartea sa, care poartă titlul Eclesiastul, el vorbește despre această pendulare între sensul vieții, viața împlinită și nonsens. Și de multe ori apare refrenul că toate sunt o deșertăciune și goană după vânt, că toate n-au niciun sens. Apoi iarăși merge spre zona aceasta a trăirii vieții, spre satisfacțiile vieții, după care iarăși vine și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Atunci când am studiat la seminar cartea aceasta, și nu doar cartea aceasta, Scrierile Sapiențiale, profesorul ne spunea, legat de structura cărții Eclesiastul, că nu o să-i găsim o structură anume, ci doar o pendulare între deșertăciunea vieții și trăirea vieții. Și chiar se vorbește în teologie despre pendulul lui Kohelet, pentru că așa îi spune în limba ebraică acestei cărți. În loc de Eclesiastul, îi zice Kohelet. Și o să vedem în seara aceasta cum putem să trăim viața, să nu zăbovim în zona aceea frustrării, a neîmplinirii, a dezamăgirii, a anxietății, a descurajării. La începutul ei, Eclesiastul începe cu partea aceasta mai negativă, ca să spun așa, dar nu este negativistă, ci este partea care te întristează din viață, că orice ai face sub soare, totul este deșertăciune. Absolut nimic nu este nou sub soare. Vorbim de lucrurile fundamentale ale vieții, indiferent că trăiești în epoca de piatră sau că trăiești în zona aceasta a vieții supersonice în care trăim noi, super tehnologizată și super digitalizată. În esență, viața este aceeași. Oamenii se nasc și mor. Este cât se poate de plictisitoare viața, dacă o privești doar așa în aspectele acestea. Apoi, oamenii au necazuri și au bucurii. Iarăși, nu e nimic nou sub soare. Care sunt motivele de întristare și care sunt motivele de bucurie, asta este cu totul altceva. Dar, în esență, au rămas cam aceleași tiparele. După aceea, oamenii aleargă să agonisească, să facă ceva. De când e lumea și pământul, oamenii au vrut să realizeze ceva sau alții au luptat doar pentru supraviețuire, cât să mănânce, să trăiască și cam atât. Nici asta nu este nimic nou sub soare. Și până la urmă, tot ceea ce se face în lumea aceasta nu iese din tiparul acesta al deșertăciunii. Nu este nimic nou. Nu aduci nimic nou. Păi și atunci vezi, zice unii dintre voi, pe ce rost are să mai trăiești? Când eram la același curs al Scrierilor Sapiențiale, profesorul ne-a spus așa: dacă oamenii ar citi cartea Eclesiastului, ar avea două posibilități. Și dacă ar citi-o cu mintea la rece, ar avea două posibilități. Unu, să se sinucidă, nu vă sfătuiesc să faceți asta. Și doi, să trăiască la maxim viața aceasta și să-i dea cât mai multă importanță, astfel să
încât să scoată ce este mai bun din ea. Faptul că nu se întâmplă nici una, nici alta, se datorează acelui fapt că oamenii nu gândesc. Deci ați reținut ce spunea profesorul acesta. Deci când citești cartea Eclesiastului, dacă o citești cu mintea limpede, ai două posibilități. Ori dai un sens maxim vieții și trăiești viața la maxim, ori doi, te sinucizi. Pentru că viața, în esența ei, nu aduce nimic esențial, nimic spectaculos față de ce a adus în generațiile trecute. Și chiar spune aici în introducere, începând la versetul 2, capitolul 1, o, deșertăciunea deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o, deșertăciunea deșertăciunilor, chiar repetă, totul este deșertăciune. Ce folos are omul din truda pe care și-o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare și apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iară se întoarce și începe din nou aceleași rotituri. Toate râurile se varsă mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iară să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune, ochiul nu se mai satură de privit și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Te-a băgat într-un circuit din care nu poți să ieși. Și oricât ai fi de inteligent, oricât ai fi de bogat, oricât ai fi de puternic, n-ai cum să ieși de aici. Nu ai cum. Și asta îți aduce, bineînțeles, dacă îți pui probleme de felul acesta, la nivel, eu știu, de credință, la nivel filozofic, dacă ți iei timp să gândești, dacă nu mergi pe pilot automat toată viața și te trezești și tu direct în groapă. Na, a trecut, s-a dus. Însă dacă ți iei timp să cugeți la lucrurile acestea, îți dai seama că, de fapt, existența n-are niciun sens din punctul acesta de vedere. Apoi spune el că și-a pus inima să cunoască înțelepciunea, să cunoască prostia și nebunia, dar am înțeles că și aceasta este goană după vânt. Oricât de mult ai fi tu educat și format în școli, doctorate, masterate, grade universitare, militare, să fii cel mai mare om din lumea aceasta, până la urmă tot acolo ajungi. Și ironia este că inclusiv cei ignoranți tot acolo ajung, acolo unde ajungi tu. Și este frustrant pentru tine care te-ai izbătut să faci anumite lucruri care contează în viața aceasta și ei ajung tot acolo. Ai aceeași soartă cu ei. Pare nedrept. Însă aceasta este existența în care ne învârtim. De ce este deșertăciune în câștigarea înțelepciunii, spune Solomon? Căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere. Uneori, așa cum spunea Victor Socaciu într-unul din cântecele sale, iubite Doamne, fă-mă prost, e mai bine să fii prost în viața asta în anumite aspecte, pentru că parcă n-ai atâtea stresuri. N-ai atâtea griji, n-ai atâtea bătăi de cap. Și de multe ori chiar stau să mă gândesc că oamenii aceștia care nu-și pun probleme de niciun fel, nu se stresează de nimic. Și văzând așa cum se mișcă lucrurile și cercurile în care mă învârt și la școală, îmi dau seama că ignoranții o duc mai bine decât oamenii care se stresează să ducă societatea mai departe, să aducă un plus de valoare, să aibă un job, să plătească taxe, să plătească impozite. Ăștia n-au niciun stres. Succes pe țigări acasă și pe cafele, fac copii pe bandă rulantă, le vin ajutoarele și stau liniștiți. N-au niciun stres, absolut niciun stres. Nici măcar să scrie acele declarații și acele cereri ca să primească aceste beneficii. Nimic! Și după aia vin supărați, dar cum? Dar nouă trebuie să ne dea statul, nouă trebuie să ne dea lumea, dar zic serios. Și nouă nu trebuie să ne dea. Înțelegeți? Oamenii care vor un anumit nivel în viață, spune Eclesiastul, căci
unde este multă înțelepciune, este și mult necaz. Și cine știe multe, are și multă durere. Pentru că se gândește, mă, dacă ar fi așa sau ar fi invers, de ce este așa, de ce nu este invers? Ăștia nu-și pun nicio problemă. Viața îi duce precum marea, da, niște elemente ușoare care plutesc, n-au nicio problemă și nicio frământare. Dacă mergem mai departe, putem vedea că viața are și bucurii totuși. Și despre ele vorbește tot în capitolul 2 Eclesiastul și printre ele spune așa: am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi pomi și am sădit în ele tot felul de pomi răditori, mi-am făcut iazuri ca să ud umbrava unde cresc copaci. Bine, nu el, a făcut slujitorii lui, dar asta este o mică paranteză. Ideea este că el a avut viziunea, ca să spunem așa. Am cumpărat rob și roabe și am avut copii de casă, am avut cireși de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei, cam 1000, da? Apoi, am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat, nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele, repet, nu chiar cu mâinile lui, cu mintea poate, și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, căci nu este nimic trainic sub soare. Păi dacă Solomon zice așa, care a avut tot ce și-a dorit, noi ce ar trebui să zicem? Da? Oricât de multe lucruri ai avea în viața aceasta, trebuie să fii conștient că ele sunt trecătoare. Orice ai deține și oricât de mult ai deține, totul este trecător. Și ceea ce îți dă satisfacție este acea bucurie de moment prin care tu te bucuri de ceea ce ai, faci bine altora, pentru că în rest nu-ți rămâne nimic. Chiar spune el în capitolul 3 că nu este altă fericire, da, în capitolul 2 pe final, nu este altă fericire pentru om decât să mănânce, să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Există două extreme. Ori distracție din asta inconștientă, în care numai bei, mănânci, te distrezi, iar bei, iar mănânci, iar te distrezi, n-ai nicio treabă, nu-ți pui probleme existențiale, nu te gândești la Dumnezeu, nu te mai gândești la nimic. Sau cealaltă extremă, autoflagelarea, un fel de apostolat al sărăciei. Dom'le, ești sărac, trebuie să fii sărac, să te chinui în viața asta, să fie cât mai greu ca Dumnezeu să te iubească, să fii neprihănit, să ai acea smerenie sufletească. Nu este bună nicio extremă, nici cealaltă. Nici bunăstarea asta care te face să-ți pierzi mințile nu este bună, dar nici sărăcia nu este bună, dragii mei. Gândiți-vă, stai să te gândești, mă, cu ce plătesc facturile săptămâna viitoare sau, eu știu, ziua următoare, să văd cu ce mai cumpăr niște haine la copii, să văd ce mai fac, ce mai întreprind. Este foarte greu, este rea sărăcia, nu este bună. Însă, între aceste două extreme, putem să facem ca viața să fie frumoasă. Putem să ne bucurăm de viață și să facem în așa fel încât viața să capete un anume sens. Dacă totul la nivel macro este deșertăciune, pentru că nu poți să controlezi nici nașterea, tu te naști fără voia ta în lumea aceasta, nici moartea, nici chiar cei ce se sinucid, spuneau unele studii, că nu fac lucrul acesta fără îngăduința lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să-ți dea un gând sau să îngăduie un gând în viața ta să te sinucizi, te vei sinucide. Dacă nu, se rupe funia, se întâmplă orice și nu vei face lucrul acesta.
Așa că, în toată această deșertăciune a vieții, noi avem foarte puține elemente în care să putem decide și în care să putem găsi acel sens al vieții. Unul dintre elementele care dau fericire și importanță vieții este să-ți afirmi unicitatea. Da? În toată această alergare a vieții, în tot acest circuit în care lucrurile se întâmplă la fel, poți să găsești un element prin care tu să personalizezi viața și să-ți găsești sensul în viață. Apoi, un alt element care poate să dea greutate vieții tale este să faci lucrurile la vremea lor. Aici iară sunt câteva aspecte foarte interesante, că noi trăim într-un decalaj. Dacă mai de mult generațiile spuneau, sau cei din generațiile anterioare spuneau, căsătorește-te mai repede, fă copii, să-ți faci o familie, să ai un rost. Acum se spune căsătorește-te cât mai târziu, nu-ți fă familie deloc sau dacă îți faci, fă-ți familia cât se poate de târziu, trăiește cum se poate viața aceasta, fă-ți carieră, fă-ți școlile și pe de-o parte poate fi bine. Însă dacă amâni foarte mult vremea aceasta, te trezești tătic bunic sau mămică bunică pe la 50-60 de ani, când lucrurile sunt deja scăpate de sub control. Și imaginați-vă cum e să vină copilul la școală cu tata și să întrebe, ai venit cu bunicul? Nu, e tata. Păi cum? Păi vă că e bunicul. Nu, e tata. Fă toate lucrurile la vremea lor. Dacă e să vorbim de investiții, de planuri, de evenimente ale vieții, toate își au vremea lor. Și când le faci decalat, lucrurile sună foarte urât, foarte ciudat. Asta spune aici în capitolul 3, Eclesiastul, înțeleptul Solomon. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei, săditul își are vremea lui, smulgerea celor sădite își are vremea ei, uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei, dărâmarea își are vremea ei și așa mai departe, plânsul, bocitul, aruncarea cu pietre, strângerea pietrelor, depărtarea de îmbrățișări, îmbrățișarea, căutarea, găsitul, ruptul, cusutul și așa mai departe, iubitul, toate aceste activități ale vieții își au vremea lor. Dacă nu le faci când trebuie, te trezești cu un decalaj în viață care ori nu le mai poți face deloc, ori le faci cu mari, mari eforturi. Da? Pentru că viața se schimbă. Vine familia, scade puterea, îmbătrânești, nu mai ai atâta răbdare, lucrurile se schimbă, prețurile se schimbă, valorile se schimbă și așa mai departe. Și te trezești, dacă făceam eu asta acum 15-20 de ani, cât de departe eram? Da, dar acum este târziu. Și de aceea, dacă vrei să găsești un sens al vieții, să fie viața pentru tine o împlinire, fă toate lucrurile la vremea lor. Dacă ești elev, învață. Dacă ești student, învață. Dacă ești angajat, muncește. Dacă vrei să-ți faci firmă, la fel, muncește. Acum, când este vremea. După aia este prea târziu. Se întâmplă ca lucrurile să te ia tot timpul prin surprindere. Și pe unii viața îi ia tot timpul prin surprindere. Pentru că nu reușesc să facă lucrurile la vremea lor. Nu anticipează, nu planifică și după aia încep să dea vina pe soartă. Ai avut noroc. Ai avut noroc. A avut noroc. Mamă, ce noroc a avut ăsta. Când veneam dimineață pe tren încoace, auzeam două doamne care vorbeau și era una mai tânără și una mai în vârstă. Asta mai tânără era mai înțepată așa și mai pragmatică și spunea, auzi, a vândut sormea apartamentul ăla, băi, îți dai seama, n-are nicio grijă, nu e nici măritată, n-are nici copii, n-are nicio grijă, e mai tânără decât mine. Și a moștenit totul, i-au venit toate pe bandă rulantă. Zice, eu la vârsta ei aveam doi copii.
Și uite, s-a întâmplat asta, am făcut și școala, am făcut și asta, am făcut și aia. Și uite, acum vinde moștenirea, garsoniera aia o vinde numai cu 30.000 de euro. Păi putea să ia 40-45.000. Și zice doamna mai în vârstă, nu știu, cred că erau rude din discuție. A, păi zice, tu ai avut noroc, draga mea. Ea n-a avut. Dar zice, dar ce noroc am avut? Că am muncit, mi-am sacrificat atâția ani din viață să fac asta, asta, mi-am planificat tot. Și nu stau nici 5 minute. Imediat mă duc, mă gândesc să fac cât mai multe lucruri să întreprind. Ei n-au nicio treabă, uite, și ea și prietenul ei, na, nici măcar să căsătorească sau să facă ceva, să facă niște investiții, nimic. Soarta. Dăm vina pe soartă. Știți cine dau vina pe soartă? Oamenii slabi. Oamenii slabi sunt cei care dau vina pe soartă. Oamenii puternici acceptă viața așa cum este, anticipează lucrurile, planifică și acționează. Oricât ar fi de loviți de viață. Dacă e să vorbim despre soarta omului, până la urmă, nu se deosebește cu nimic de cea a unui dobitoc. Dacă omul nu face lucruri care să aibă greutate, care să aibă însemnătate în viață, nu este nicio diferență între el și un dobitoc. Biosul diferă poate un pic, că na, nu ești patruped, ești biped, n-ai blană pe tine, ai păr și na, sunt câteva diferențe. Dar dacă omul trăiește viața aceasta doar ca să supraviețuiască, nu se deosebește cu nimic de un dobitoc. Și chiar asta spune în capitolul 3. Am zis în inima mea, versetul 18 și în continuare, că aceasta se întâmplă numai pentru oameni ca să-i încerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Că soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă o au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu întrece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Toate merg la un loc, toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se coboară jos în pământ. Da, foarte interesantă problema aceasta filozofică pe care o pune în fața noastră Eclesiastul. Din punct de vedere al biosului, suntem exact la fel ca dobitocul. Aceea soartă avem și unii și alții. Asta ceea ce ne deosebește este legat de valori, de principii, de credință, de Dumnezeu, de ceea ce facem în această viață. Apoi, dacă ne uităm la ceea ce poate să mai aducă un plus de greutate în viața noastră, este închinarea, este mulțumirea și este acea respectare a promisiunilor, adică să fii serios cu viața. În capitolul 5 vorbește despre închinarea în fața lui Dumnezeu, să nu mergi acolo în fața lui Dumnezeu lipsit de respect. Apoi se vorbește despre juruințele pe care îi le faci lui Dumnezeu. În momentul în care îi faci o juruință lui Dumnezeu, să o respecti, să nu fii neserios cu Dumnezeu. A, Doamne, îmi pare rău, nu mai pot să-ți dau ceea ce ți-am promis. A, Doamne, știi că îmi pare rău că am încercat să promit atât de mult. Și aici chiar spune versetul 4, dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai sunt oameni din ăștia fără minte care promit marea și sarea și după aia o fac pe proști. Și cu Dumnezeu și cu semenii. A, îmi pare rău, a, știi, nu mai pot să fac. Ce înseamnă asta? Dar vorbesc de lucruri serioase, adică vorbim de niște lucruri, promisiuni foarte mari, cu greutate. Și așa, cu un zâmbet din ăla
de copil fără minte, îmi pare rău, dar nu mai pot, s-a schimbat planul, nu mai pot să împlinesc ceea ce ți-am povestit. Și de aceea spune aici, dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Chiar spune în capitolul 15 din Cartea Psalmilor, el nu-și ia vorba înapoi chiar dacă faci un jurământ în paguba lui. Mai ales când este vorba de Dumnezeu. Când este vorba de Dumnezeu, trebuie să fii cât se poate de serios și să-ți împlinești promisiunile. Și spune în continuare, mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să n-o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Fiți atenți că este cu blestem. Cu Dumnezeu nu ne putem juca. Să mergem așa ca la grădiniță și să spunem, Doamne, știi, îmi pare rău, dar nu mai pot să mă țin de juruința pe care am făcut-o. În momentul în care ai zis ceva, trebuie să împlinești față de Dumnezeu. Pentru că altfel, Dumnezeu te consideră fără minte. Și e plină lumea de oameni fără minte. Neserioși, care nu se țin de cuvânt și care nu-și respectă angajamentele. Oamenii care își respectă angajamentele și care țin promisiunile, au acea mulțumire sufletească. În primul rând, că sunt consecvenți cu ei înșiși. Faptul că ești consecvent cu tine însuți și cu Dumnezeu, îți dă acea greutate în sufletul tău. Că ești un om serios. Că ești un om care împlinește ceea ce spune. Că ești un om care duce lucrurile la bun sfârșit. Că ești un om pe care se pot baza ceilalți. Dacă ești neserios, știi și tu în sinea ta că ești neserios, că ești mincinos, că ești fără minte. Însă, în fața celorlalți, încerci așa să zici, îmi pare rău, m-am pripit, vedem altă dată sau niciodată. Apoi, ni se spune în capitolul 7 că este bine să fim atenți la anumite aspecte în viață care pot să ne dea împlinire. Dacă ești prea chefliu în viață, nu poți să fii cu adevărat fericit. Și asta spune chiar de la începutul capitolului 7. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo ți-aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Când o duci foarte bine, începi să devii egoist, începi să crezi că toate lucrurile ți se cuvin, începi să nu-i mai înțelegi pe cei care suferă, începi să uiți că ești muritor și trecător și începi să te crezi un mic Dumnezeu. Și în momentul în care începi să te crezi un mic Dumnezeu, vine Dumnezeu ca la Nebucadnețar, te ia un pic de urechi și zice, ia stai un pic că tu ai uitat că ești trecător în viața aceasta. Tu ai uitat că de fapt ai venit pentru o perioadă scurtă de timp în viața aceasta. Și de aceea spune Eclesiastul că este mai bine să te duci într-o casă de jale. Asta nu înseamnă că trebuie să trăiești cum trăiesc unii o viață de doliu. Se duc la toate mormântările posibile și imposibile. Cunosc toate necazurile posibile și imposibile din lumea aceasta. Sunt preocupați doar de săraci, de nenorociri, de necazuri, de calamități, de evenimente apocaliptice și mintea lor este numai negru. Nu despre asta vorbim, ci vorbim despre acea conștientizare a faptului că și tu ca om ești trecător. Și oricând poți să treci în lumea cealaltă. De aceea spune Eclesiastul, mai du-te din când în când în casa de jale, nu doar în cea de petrecere. Vorbește și despre distracțiile lumii acestea, vorbește și despre veselie, vorbește și despre râs. Și lucrurile acestea sunt normale. Însă, toate trebuie ținute într-un echilibru. Apoi, spune legat de mânie, da?
Versetul 9. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Este foarte tranșant Solomon aici, da? Fii echilibrat, du-te și în casa de jale să știi că ești muritor, apoi nu te mânia. Sunt câțiva piloni ai integrității în acest capitol 7, da? Să îți dai seama că ești trecător, apoi să nu te mânii, nu te pripi să ai anumite reacții sau să reacționezi într-un mod foarte grăbit, pentru că, zice, mânia locuiește în sânul nebunilor. Pe de altă parte, nici calmul permanent nu este al oamenilor inteligenți și integri. Ba, pot să fie oameni de un calm diabolic, care poate să semneze chiar sentința la moarte cu zâmbetul pe buze. Sunt psihopații, da? Și lumea și istoria este plină de psihopați și de schizofreni și de paranoici care cu zâmbetul pe buze îți fac rău și după aia vin să-ți dea pacea Domnului. Pace, frate, și te iau în brațe și te pupă, exact ca Iuda pe Mântuitorul. Găsim tot felul de specimene și tot felul de tipologii. Și de aceea este important să fim autentici în această echilibrare a emoțiilor care sunt în viața noastră. A te mânia în sine nu este un păcat în sine, da? Pentru că și mânia face parte din evantaiul acesta emoțional. Uneori ești foarte indignat, nu poți să nu reacționezi, stai, l-a călcat pe ăla pe trecere, ce să face, toți suntem muritori, se mai întâmplă, nu există așa ceva. Sau vezi o nedreptate în fața ochilor tăi, să zici, asta e, fac parte din viață, nu pot să fie așa, da? Sunt elemente și evenimente în viață care pur și simplu îți stârnesc indignarea, repulsia, mânia și zbucnești și este normal. Chiar spune Scriptura, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Dar nu e vorba despre asta, este vorba de acea mânie a proștilor și oamenilor care la orice le sare țandăra. Ești în intersecție, nu mi-a dat prioritate, mergi nu știu unde, iară, dă geamul jos, înjură. De ce? Pentru că e nebun. Așa spune Scriptura. Apoi, vorbește și de cei prea neprihăniți, da, care sunt atât de neprihăniți și atât de calmi și atât de indignați că alții se comportă într-un anumit fel. Și spune versetul 16, nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept, pentru ce să te pierzi singur? Foarte interesant sfatul acesta al înțeleptului. Eram în seminar și auzeam un dialog între doi colegi. Auzi, oare o fi păcat sau nu să mâncăm cartofi prăjiți? Că zice acolo Sfântul Apostol Pavel că dacă nimicește cineva trupul acesta, îl va nimici Dumnezeu. Deci noi suntem responsabili față de trupul acesta. Deci dacă mănânci cartofi prăjiți, care sunt foarte nesănătoși, înseamnă că faci un păcat. Chiar spunea cineva că pe unii strânge aureola foarte tare la cap, pe unii strânge prostia, pe alții fanatismul și așa mai departe. Chiar spune aici înțeleptul, nu fi prea neprihănit. Pentru ce să te pierzi singur? Pentru că dacă strecorți în țarul, după aia ajungi să înghiți cămila. Da? Nu fi prea neprihănit, un alt pilon al integrității. Înțelege că oamenii au și ei bunele și relele lor. Ca oameni avem și excepții în viață. Nu înseamnă că dacă ai mâncat cartofi prăjiți sau o mâncare nesănătoasă în anumite situații, că ți-a plăcut, pur și simplu, ai vrut să mănânci ceva nesănătos. Asta e. Nu e un capăt de lume. Sau poate nu ai ce să mănânci în momentul respectiv. Atât de sănătos și strecurat și filtrat și dezinfectat și ca să nu te îmbolnăvești, vezi, Doamne. Zicea Mântuitorul, ce să ducem? Pântece, după aia să ducem hazna. Așa că nu vă stresați atât de mult de ce intră în gură, ci de ceea ce iese, da? Nu fi prea neprihănit, zice înțeleptul. Pentru ce să te pierzi singur? S-ar putea că în dorința asta de a fi prea neprihănit să te pierzi, exact cum făceau fariseii. Numărăm pașii, ce avem, ce n-avem de făcut în sabat, ce este păcat, ce nu este păcat.
Când ai prea mare obsesie de cum arăți din punct de vedere spiritual sau ca persoană, deja ai păcătuit. Da? Pentru că tot focusul este pe tine. Eu să fiu mântuit, eu să arăt bine. Ce zice lumea despre mine? Și atunci cine este în centru? Tu, eu-ul. Da? Și dacă eu-ul tău este în centru, ești egoist. Poți să fii egoist dorindu-ți lucrurile spirituale. Pentru că nu mai este vorba despre a face ceva pentru zidirea celorlalți, pentru a fi util celorlalți, ci este vorba doar despre tine. Pentru că reflectorul este pus doar spre persoana ta. Apoi, spune mai departe, să nu fii așa de supărat și așa de vanitos și așa de acid când ești vorbit de rău. Da? Pentru că știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Vai, cum a putut să zic așa? Vai, dar eu niciodată, când auziți din astea cu niciodată, întotdeauna, generalizări, să știți că nu e adevărat. Tu niciodată, el niciodată, totdeauna, toată lumea sunt rezultatul unei priviri sau unei gândiri fragmentate și care este exagerată. Nu întotdeauna, nu toată lumea este rea, nu toți bărbații sunt nu știu cum, nu toate femeile sunt nu știu cum, nu toți oamenii sunt nu știu cum. Există oameni cu bune și rele, sunt situații și situații și lucrurile trebuie văzute într-un mod diferențiat. Și dacă cineva te vorbește de rău, gândește că și tu, în multe situații, i-ai bârfit, i-ai urât și ai făcut rău unor oameni. Da? Apoi, dacă vorbim despre categorii de oameni, există oameni buni, cărora le merge bine, oameni buni, cărora le merge rău, oameni răi, cărora le merge bine și oameni răi, cărora le merge rău. Dar asta nu este un indicator că Dumnezeu te binecuvântează sau te blestemă. Da? Pentru că starea în care te afli, că ești neprihănit sau ești om rău, este ceva temporar. Chiar asta spune capitolul 8 cu versetul 14. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ. Și anume sunt oameni neprihăniți cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele și sunt oameni răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Da? Sunt oameni extraordinari, cu realizări extraordinare, care mor la vârste foarte fragede, care mor în situații cât se poate de stupide. Chiar anul trecut, mi-aduc aminte, am avut un deces la o școală, a murit o fetiță de o boală. Avea multe complicații și la inimă și se născuse cu niște probleme. Era clasa 7 așa decedat. Și întreba mama ei îndurerată, de ce, Doamne, de ce, Doamne, ai îngăduit ca sufletul ăsta curat? Dar nu avem explicații. Și alții care sunt de o răutate diabolică, îi îngăduie Dumnezeu câte 90-95 de ani și numai rău fac viața, în viața lor. Înjură și bârfe și răutate și ranchiună și toate le au acolo adunate. Și ține Dumnezeu. Nu știm de ce. Dumnezeu știe. Însă există și de unii și de alții. Apoi, dacă e să vorbim despre ceea ce trebuie să facem în viața aceasta, în capitolul 9 spune înțeleptul, după ce vorbește despre faptul că cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și după moarte nu se mai întâmplă absolut nimic. Aceasta este perspectiva biblică vis-a-vis de ceea ce înseamnă viața după moarte până la venirea Domnului Hristos. Ai murit și gata, se încheie totul. Așa spune Eclesiastul cu 9, 5 și 6. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au parte de nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea le se uită. În viața asta vorbim, da? Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor. De mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se întâmplă sub soare.
Și apoi spune, du-te, trăiește-ți viața, gustă viața împreună cu nevasta pe care o iubești. Și versetul 10 spune, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Nu lăsați pe nu știu când, tot ce găsești să faci în viața aceasta, fă în viața aceasta. Nu te baza că o să vină nu știu ce viață, te duci pe nu știu unde, pe în raiuri, rai 1, 2, 7, 20, nu există așa ceva. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă acum. Și asta cred că ne-ar face mai conștienți pe mulți dintre noi și ne-ar trezi la realitate dacă am avea acest adevăr în fața ochilor. Ceea ce trebuie să faci important, fă acum în viața aceasta. Și nu așa ca un leșinat, ca un om demotivat, ca un om care se tot plânge tot timpul. Nu, zice, fă cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, pune suflet în ceea ce faci, fă cu pasiune lucrurile. Nu te tot plângi, trebuie să fac și asta, iară, din nou trebuie să mai trimit și asta, din nou trebuie să mai fac și asta, din nou trebuie să mai învârt nu știu ce, trebuie să mai suport și pe cutare, vai, altă sarcină pe cap. Și sunt oameni care trăiesc în bazinul acesta toxic emoțional toată viața lor și după aia se miră că se îmbolnăvesc. S-au dus unii la doctor, vegetarieni, n-aveau nicio treabă, cu toată dieta și, domnule, cancer. Păi cum e posibil așa ceva? Cum e posibil? Inima era toxică. Și dacă inima este toxică, atunci toată viața este toxică. De asta se spune în cartea Proverbelor, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Nu din stomac ies, ci din inimă. Și dacă inima este sănătoasă, dacă sufletul tău este curat și dacă ai o stare de stabilitate sufletească, atunci viața va fi ca atare. Dacă inima este îngrijorată, dacă inima este împovărată, dacă inima este plină de tot felul de deșeuri emoționale, viața ta va fi ca atare. Și poți să iei cele mai bune medicamente, suplimente și lucruri care fac bine dacă inima este bună, că nimic nu funcționează. Și sunt unii dependenți de tot felul de lucruri, de tratamente, de suplimente, de leacuri miraculoase și le caută. Alții se duc la tot felul de duhovnici și nu este rău lucrul acesta, dar nu vor să schimbe inima și caută ca cineva să le confirme că ei sunt victime, că ei sunt nenorociți, că ei au nevoie de ajutor, că toată lumea trebuie să le cânte în strună, să le plângă de milă. Și toată viața cântă pe coarda aceasta. Sunt foarte nenorociți. De ce? Pentru că ei nu trăiesc viața aceea cu pasiune. Nu fac tot ceea ce pot cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea. Capitolul 9 este de-a dreptul tonic pentru fiecare dintre noi dacă ținem seama de ceea ce spune înțeleptul aici. Dacă faci lucrurile cu pasiune, cu dragoste, cu acea aplecare spre bine, cu optimism, viața va fi luminoasă. Dacă tot timpul îți încrețești fruntea și încerci să vezi doar lucrurile care nu merg și cele care îți aduc disconfort și lacrimi și întristare, asta o să ai în viață. Vine și vremea socotelilor, așa spune înțeleptul în capitolul 12, să-ți aduci aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Viața trece, suntem trecători, mulți nu acceptă gândul acesta și țin cu dinții de viață, dar n-ai ce face. Până la urmă trebuie să accepți că ai o limită, că viața se desfășoară, că tu îmbătrânești, că ești trecător și mergi pe calea pe care merg toți oamenii. De asta spunea la început că totul este o deșertăciune. N-ai cum să ieși din circuitul acesta, naștere-moarte. Până la urmă toată lumea ajunge acolo, însă dacă îți aduci aminte de Dumnezeu și dacă Dumnezeu este în sufletul tău,
încă din tinerețe sau oricând îl accepți, cu cât îl accepți mai repede, cu atât viața este mai frumoasă, ai o șansă ca în zilele acelea să ai un atu în plus. Atunci când te lasă picioarele, când începi să tremuri, când ești slab, când începi să amețești, când nu mai auzi bine, când nu mai vezi bine, când toate încep să te doară, când nu mai ai dinți în gură, acum poți să-ți pui implanturi, dar până la urmă poți să-ți pui și implanturi. Dacă te uiți la corpul tău că este tot îmbătrânit, îți dai seama că tot acolo mergi, oricât ai încercat de mult să cosmetizezi lucrurile. Dar dacă ți-aduci aminte de Dumnezeu în zilele tinereții tale și mergi alături de El în viața aceasta, ar trebui să ai un avantaj considerabil. Cu toate că sunt mulți care spun că merg cu Dumnezeu, dar se comportă ca și cum nu L-ar fi cunoscut niciodată. Sunt cei mai triști, cei mai pesimiști, cei mai lipsiți de vigoare, de putere, de entuziasm. De ce? Pentru că n-au înțeles ce înseamnă de fapt umblarea cu Dumnezeu. Dragii mei, spre finalul capitolului, unul dintre cei mai înțelepți oameni inspirați de Dumnezeu ne spune că încheierea tuturor învățăturilor este aceasta: să te temi de Dumnezeu, să păzești poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Așa că, dragii mei, dacă vrem să avem o viață plină de împliniri, o viață fericită, o viață frumoasă, să ținem cont de ceea ce a spus acest înțelept, să-L căutăm pe Dumnezeu, să nu încercăm să schimbăm existența pentru că este o deșertăciune și să punem acea pată de culoare pe care poate să o dea doar Dumnezeu în viața noastră. Aceasta este diferența între viața împlinită și viața ca nonsens.